strălucește și nu recunosc pe nimeni. În această sfântă zile după amiază, ați venit, știți de ce ați venit, nu mai numesc eu, în această frumoasă toamnă, pe care încă n-am definit-o, e iarnă sau ba, mai alat de direa vară. Deci, în armonie de toamnă, am pregătit trei lansări de carte, patru, mă scuzați, și bineînțeles, formația Arhai de la Alexandria, condusă de domnul Nicolae Doboș, își va face prezența imediat și am să-l rup pe domnia sa să vă prezinte trupa pe care o comandă cu hotărâre, inteligență și, bineînțeles, profesionalism. Am zis de comandant că m-a salutat mai adineaur cineva, domnul colonel Văduva, păi domnul comandant, uitați-mi că am fost și comandant de oști. Dar cărțile pe care dorim să vi le prezentăm sunt Iartă-mă tăcere, scrisă de doamna Ela Nicolau. Doamna, să fiți pregătită după primele acorduri muzicale de muzică folk, v-ați luat prima cuvântul, eventual cu însoțitorul sau însoțitoarea noastră care vă prezinte carte. Scântier lirice, invitatul nostru de la Vâlcea, domnul Nicu Cizmaru, pentru noastră și în Colin, domnul Nicolae Dincă de la Slatina, aplauze mai puternice, da? Aromele clipei, și mai un domnacic cu schițe și reportaje pe nume Marian Malșu. La stația Palmelor. Bineînțeles, din aceste patru cărți, din acești patru autori de carte, una proză, trei poezie, avem o singură reprezentantă a doamnelor. Ca atare, mi se pare absolut firesc să o invităm pe doamna Ela. Bună ziua și bun găsit! La mulți ani, Nicolae, Nicolete, fiindcă toți suntem pe aproape sau... A scris o carte. E prima. O trilogie. E o carte mare, are 1100 de pagini, ceea ce nu înseamnă că ce e mult, este și bun. E o carte creare, la propriu, are 1,5 kg. Este o carte care își va alege singură cititorii. Știu asta. Iar fiecare cititor va fi un oaspete de cinste în casa sufletului meu. Altceva nu știu ce să vă spun despre carte. Nu pot să ne-o laud singură, mie mi-e foarte dragă, pentru că e o carte care a fost cam chinuită, a avut un drum așa cam obstacole, dar a răzbit și dacă a răzbit, mi-e dragă. Păi să vă citesc un fragment. Nu știu cine să-mi prezinte cartea, ar fi putut să o facă domnul Nicolae Doboș, dar nu știu pe unde este. Dacă... Sau vă citesc un fragment și atât. Invităm trupa Arhai. Să nu fiu chiar a nimănui, nu? De fapt, nu mă simt a nimănui, mă simt aici cald și bine. Domnilor, domnișoarilor și domnilor, este destul de interesant ca un om de muzică să vorbească despre o trilogie. Dar despre trilogia Iartă-mă tăcere, eu pot să vă spun două lucruri. Unu, este o carte imensă, frumoasă, care am recitit-o și citit-o de 20 de ori. Dintr-un singur motiv. Eu sunt, cum se spune în presă, capul limpede. Nu am preferat să știu cine e scriitorul. Și am preferat să caut greșelile acestui scriitor, n-am prea găsit.
Unde am găsit, am tras și am spus, aici este greșit, aici nu e ok, aici. Deci, din punctul de vedere al cititorului. Care cel mai indicat să vorbească despre trilogie este Nicu Cismaru. Pot să lasă. Îmi place să mă mișc pe scenă, că sunt un tip mobil. Interesant cum se pasează mingea, în sfârșit a ajuns la mine. Bună seara, vă spunem. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Sunteți frumoși, sunteți într-o zi de sărbătoare și iată-ne împreună, așa cum ați fost anunțați, prin afișe și prin alte surse, la sărbătoarea a 4 de Nicolae. Nicolae Dincă, Nicolae Doboș, subsemnatul și Ela Nicolau. Avem și un Nicolau la Nicolae. Ela Nicolae, Nicolau, care recent și-a lansat această trilogie la Râmnicu Vâlcea. O carte extrem de interesantă, care mi-a creat câteva nopți de insomnie, în sensul bun al cuvântului, și în care, așa cum spunea și autoarea, și-a pus întreaga viață în fața cititorului. Este greu să scriu astfel de trilogie și mai ales că este foarte mare. Este rezultatul unei munci de 4 ani, de peste 4 ani, încât am înțeles, în care Ela Nicolau a reușit să treacă bariera aceea de la cititor, că a fost un cititor până atunci, la scriitor. Sigur, sunt niște lucruri extrem de interesante pentru cei care pun pentru prima dată mâna pe Condei și mai și reușesc să scoată ceva deosebit din ceea ce gândește, sau mă rog, din ceea ce a trăit, cum este cazul la Ela Nicolau. Ca să nu vorbim prea mult despre carte, eu sigur că o să vă și citească Ela din ea. Eu v-aș lăsa pe dumneavoastră să o descoperiți și vă asigur că aveți ce descoperi. Foarte mulți dintre dumneavoastră vă veți regăsi în paginile acestei cărți, pentru că sunt în viața unui om trăiri care seamănă cu ale altuia sau ale altora. Așa și în această carte vă veți regăsi și nu o să-i mai dați drumul de mână până nu veți termina. Ela Nicolau și iartă-mă tăcere. Noi am iertat-o pe Ela Nicolau la Râmnicu Vâlcea când a venit, pentru că am obligat-o să rupă tăcerea. Vă mulțumesc! N-ar vrea să își aleagă răul când binele îi stă la îndemână. Dar... Dar ce este binele și ce este răul? Când omenirea e un amalgam de bucurie și durere. Când nu toți vedem, nu trăim, nu visăm și nu simțim la fel. Asta e de fapt capcana. Aici e și răspunsul.
Binele și răul se mai aseamănă, se amestecă și adesea nu se lasă separate. Ce să aleagă omul când dincolo de bine și de rău, dincolo de dorință, de gând sau de putință, nimicurile de zi cu zi îl rod, îl macină și capătă puterea să-i decidă soarta. Când omul este de fapt la îndemâna unei clipe ce poate hotărâ întregul drum al vieții spre bine sau spre rău. Ce este clipa? Și cine s-o măsoare când clipa poate să încapă atât infinitul cât și nimicul, atât vidul cât și scânteia, vâlvătaia și vulcanul? Viața e ca un ghem de ață ce se întinde lin sau se rostogolește între extreme. Un periplu fascinant într-un amestec de indecise anotimpuri. O cale cu încercări și cu pericole, cu reușite și căderi, cu bucurii și cu dureri. Există un timp al lacrimii durerii și un timp al bucuriei. Există riscul să te pierzi pe tine, precum și o biruință a devenirii. O inimă ce sângerează și nu moare își capătă tărie și valoare. Viața nu e ratată când ghemul a căzut și s-a rostogolit, ci când nu vrei măcar să încerci să îl ridici. De mine, ce să zic? Privind în urmă cu o oarecare limpezime, aș spune că ghemul mi s-a nimerit destul de încălcit. Mi-a fost precum o minge colorată care abia de-ar fi spântit o mică săritură mai înainte să mă facă stăpâna gropilor care mi-erau ascunse în cale. N-aveam în mine o fascinație a abisului și de aceea chemarea hăului mi-a fost de neînțeles. Totuși, nu e o noutate faptul că umblam mai mult cu capul nori, cu capul printre nori. Cum să nu dau în gropi? Și de mi se întâmpla să le întrezăresc, n-aveam destulă dibăcie nici să le sar, nici să le ocolesc. Am căpătat în schimb curajul și îndemânarea să pot ieși din ele. Tot e ceva. Și nu e lucru de nimic. Se poate spune că nu am numerit în tocmai viața la care aș fi putut visa. Bine măcar că am fost în stare să o duc. La câți nu le-o fi fost cu mult mai rău? De ce m-aș plânge? Nici vina nu mai vreau să o port. La cât am avut de înghițit, m-am săturat de ea. Viața m-a însemnat. N-a fost o cale lină. Aproape toate rănile mi s-au închis frumos. Cumva m-am împăcat cu chemul meu ciudat. Din asta am căpătat o liniște de-aș zice că mă aflu la doar un pas de mare fericire. Habar nu am ce-o fi. Nici n-am zărit-o să știu măcar dacă există. Însă nu spun cât mi-e de bine. Vă mulțumesc! Să fie aproape și îl invit în scenă și pe șeful formației de la Alexandria să ne încânte cu câteva acorduri înainte de a trece la următorul lansat al surprizii. Se pare că am revenit la Slatina după vreo 4 sau 5 ani, 3 ani, nu știu. Colegii mei, Alex Antonescu, Alex Antonescu care este percuționistul de 6 ani în această trupă, chitară, țineți-vă bine, Grigore Ureche, toată lumea crede că este o glumă, nu, Grig este numele lui, Grigore Ureche. Deci atenție, domnilor scriitori, noi cântăm cu Grigore Ureche. Are două urechi, nu e într-o ureche. Dumneavoastră sunteți la momente de sol. Da. Noi o să încercăm să cântăm în pasărea care mă strigă până una alta. Versul Nicolae I. Nicolae. Thank you.
mamă strigă, zboară spre lacuri sărate. Nimeni nu merge în pustiuri, nimeni nu vrea să-i arate. Pasărea care mă strigă, zboară spre lacuri sărate. Nimeni nu vrea să-i arate. Sunt singur și mi-e fric, satarnic încerc să te stric. Plânge o pasăre noapte, tu ești atâta de departe. Sunt singur și mi-e fric, satarnic încerc să te stric. Plânge o pasăre noapte, ești atât de departe. Auzi, dați drum și an, de un hoț de căpii.
căciulesc. Mai bine să mai ducesc, mai la munte sus pe plai, să scăpăm de chin și vai, decât să mă căciulesc. Mai bine să mai ducesc, mai la munte sus pe plai, să scăpăm de chin și vai. Departe de mine și nu pot să-mi zic mâna așa. Nu mai cântăm un cântec. Să ne spuneți când să cântăm. Eu cred că cântăm între patru și după aia vă lăsăm pe dumneavoastră. Vreți așa? Că noi n-am făcut o legie, nici Putin că știe. Noi am zis, haideți, domnule, că suntem între prieteni și cântăm și spunem poezii sau ce se întâmplă, cum ne tai capul, nu? Deci mai cântăm două sau trei cântece și după care ne retragem. Nu? Nu, ne retragem. Noi când luăm pauză, ne retragem. Nu vă întorci. Domnule, acum, dacă dumneavoastră vreți să așa, cum vreți. Ne retragem totuși. M-a născut un câine, Vasile Muste, versuri, un poet din Maramureș, drag mie, un poet cu care colaborează peste 35 de ani. Cât de curând o să colaborez și cu Nicu Dincă și cu Nicu Cizmaru, 35 de ani, nu vreți? Asta e cam 32. Și cu 35 cât o să fiu bătrân rău, 70 și ceva, nu? Adică mai sunt care cântă și la 80 de ani. Mergeți cu mine că eu mai stau 50 de ani. Mulțumesc. M-a născut un chin.
culcam cu flori în același pat, noapte și mizori nu ne-am cununat. M-a iubit o stea, m-a ucis un rost, toată pentru ea inima mea post. M-a legat la mâini și-am fugit prin gând, câinii de la stânt au rămas lătrând, le-am zvârnit în porți lanțurile reci, am murit în morți să trăiesc în veci. Verdi am zis versul lui Valeriu Armeanu, poet drag nouă, un cântec pe care poetul Valeriu Armeanu nu l-a mai auzit, nu l-a mai ascultat pentru că a plecat în ceruri înainte de a finaliza un album. Dar dacă mă întâlnesc și ne întâlnim cu Valeriu Armeanu, că ne ducem și noi unde ne ducem, nu știe nimeni unde ne duce, Valeriu Armeanu să fie mulțumit că am editat albumul pe versurile domniei sale. Verde am zis. Yeah.
stele și peste spahii. Concept, dacă vreți, Nicu Dică, Nicu Cișmaru, Nicolae Doboș, de la Nicola. Domnilor, aveți cuvântul. Până să vă doresc să vă să mă exprim așa fost pe dumneavoastră, că s-a răcit. Nu, că ne-am răzgândit. Așa, am o singură întrebare, doamna Doboș. Da. Acum vreo 3-4 ani am cunoscut la o aniversare a doamnei Ileana Ulbescu la București, la Biblioteca Națională. Acum 6 ani. 6 ani, da? Mai era și un domn în vârstă cu dumneavoastră atunci. Cred că ne-am pune. Nu știu. Era foarte vârstnic. Cea mai vârstnic. Nu, nu știu. Nu mai duc aminte. Da, dar ați fost atunci la întâlnirea. Da, Biblioteca Națională. Am încântat să vă revăd. Atunci v-am ascultat pentru prima oară și întâmplător mi-a plăcut. Și îmi faceți mai mult acum. Mai veniți. Vreau să vă completez. Acum 6 ani am cântat la Biblioteca Națională și cântam bine. Acum cântam foarte bine. Am glumit! După această plăcută pauză, sunteți de acord să mergem mai departe și pe râmul literaturii, da? Aproape de mine, să luăm în ordinea în care s-a așezat, este domnul Nicu Cizmaru, al treilea, deci Nicolae, și vă precizez că sunt 4 Nicolae. Așa am eu impresia că sunt un puțin și eu Nicolae, pentru că îl port în suflet pe Sfântul Nicolae. Și pentru că a venit vorba despre acest aspect. Alaltă seară eram singur acasă și am trecut în copilărie. Și mi-am amintit de ce se întâmpla în noaptea aceea de Moș Nicolae. M-am dat jos din pat, mi-am luat pantofii, am strâns și am pus ușor la ușă. N-am încuiat ușa, zic, dacă vor avea pachete mai mari, nu încap în pantofi să mi le pună pe hol. Dimineața m-am trezit. Am avut răbdare, m-am spălat, m-am îmbrăcat și m-am dus să mă încalz. Trebuia să plec la biserică. Nu mai aveam pantofi. În casă n-au intrat. Tatăl mi se-mi iau ghetele și mi-a avut pantofi și acum sunt tot în ghet. Deci copiii de astăzi s-au schimbat, nu mai sunt ca cei de atunci. Eu credeam că cineva va da papucii. Hai, va la pantofi și va da papucii. Am plecat. Se prezintă singur și cu cine mai ajută. Da, e greu să te prezinti singur și dacă tot spunea Nicu Doboș că nu facem, sau n-am făcut o regie, deși, în contrazic, a existat o regie, eu am să-l invit din sală pe un prieten bun și membru al Societății Culturale Anton Pandele, Nicu Vâlcea, ziarist cu experiență, poet remarcabil, epigramist, Dumitru Sârghie. Duc gândul să spună câteva cuvinte despre poezia subsemnată.
ca să le spună oamenii de flori. După asta, pe asta n-am citit-o, ți le-am citit pe toate celelalte. Dragi prieteni, am să încep cu o negație. Nicu Cizmaru nu e poet. Nicu Cizmaru nu e poet. De la facerea lumii, poezia plutește în aer, dar el știe să o culeagă și să o distileze după sufletul lui. E un culegător de poezie pe care a făcut-o Dumnezeu și o distilează, v-am spus, cum ar fi căutătorul de aur și scoate câte boabe, boabe, fire de aur frumoase. Este un poet remarcabil, Nicu Cizmaru. Am condus împreună Societatea Culturală Anton Pan, am fost în conducerea societății și a fost pentru mine o onoare că 2 ani de zile sau 3, nu mai știu exact, am fost împreună. Suntem și acum, am rămas membru al Cenaclului, al societății culturale, iar Nicu Cizmaru va fi alături de mine când voi lansa în curând, în ianuarie, în februarie, la Vâlcea cărțile pe care și eu o să le lansez. Îl felicit pe Nicu Cizmaru că ne onorează venind aici și îi urez toate cele bune. Se pare că m-am gândit bine că m-am chemat pe Dumitru Sârghe la microfon, pentru că în sfârșit am aflat un lucru important, că nu sunt poet. Sunt candidat la statutul ăsta, dar mă rog. Doamnelor și domnilor, este a 7-a carte pe care am scris-o, care nu a avut decât 2 lansări, una la Râmnicu Vâlcea și una la Gheorghieni, cu ocazia unui festival de muzică, folk și poezie, unde peste 80 de artiști din toată țara s-au întâlnit să iau o gură de românism în inima Ardealului. Într-o minoritate a românilor, în această localitate frumoasă, Gheorghieni. Sigur, totul s-a întâmplat la invitația prietenului nostru, Nicolae Doboș, și trupei Arhaic, pe care o conduce și ați văzut că o face foarte bine. Despre poezia mea prea multe nu vă pot spune. Am să vă citesc câteva poeme. N-am să vă citesc din cartea asta, vă las pe dumneavoastră să descoperiți. Am să vă citesc din următoarea, care la ora actuală se găsește la editură. Și la începutul anului următor va fi pe piață. Mă gândeam atunci la Gheorghieni că o astfel de sărbătoare în cinstea întregirii neamului ăstuia putea fi onorată de taragotul marelui Mitru Fărcaș, care din păcate s-a dus acolo sus să-i cânte lui Dumnezeu la ureche. Și dacă n-a fost el, am încercat eu să-i scriu o poezie, să scriu despre el, despre taragotul lui. Universul se închega în gene, ochii se închideau fără motiv, îngeri fără aripi, fără pene, evadau din cer un portativ și ningea peste întinse arii, chei de sol mai descriau tale, note înalte vindecau de carii, clopote și sunetele grave. Chiar și lupul, simbol al puterii, coborâse de pe steagul dac.
ascultând acordurile serii din bogatul meu pământ sărac. Tot aici, trecutul trist mileniu luase masa în marele oraș, ascultând un taragot de geniul os din osul marelui fărcaș. Astăzi, când uită pe din afară, mioritii strâns de oi în stână, ca geneza dintr-o călimară e fărcaș în patria română. Fierbe tuciul negru al uitării, stâna în zel pe marfelii de caș, și cresc din pământul verde al țării flori pe taragotul lui Fărcaș. Iarna doarme într-o gutuie ce se strică la fereastră. Gerul crapă luna în două sub covor de ceață albastră. Tâmplele mi-ar ca jarul focului de sub cernușă, de atâta singurătate, niciun scârții de ușă. Prizonier de noapte albă în cernula mea din casă și cătușe de cuvinte urme în suferință lasă, căci mă condamnă a jurații cerului cu echiteghiață la îngrei de simnicie, la o viață fără viață. Urmăresc cu ochii minții un spectacol trist, banal, derulându-mi se filmul cu trecut în serial, clopotul prin sânge trece, se oprește piept și bate și constat, cu lungă moarte am trăit pe săturate. Rămas singurel pe afară, mi-am luat sufletul în gazdă și ne-am căutat străbunii sub a nu știu câta brazdă. Atunci n-am găsit părinții prin becii pe cărăruie, ne-am poftit să se odihnească într-o putre de gutuie. Și de atunci când gerul crapă liniștea de noapte albastră, cu părinții într-o gutuie, mă sting noaptea pe fereastră. Bate un clopoțel în geam, lerui, Doamne, lerui, ler. Fiscul îl pieptănam, împletind zăpezi în cer. Vânt, peteală, globuri, stele, lerui, Doamne, lemn de prun. Colindu-l inimii mele, noapte sfântă de Crăciun. Stau în bradul casei mele, lerui, Doamne, pe pământ, să mă apere de rele, Maica celui veșnic sfânt. Printr-un horn uitat de vreme, lerui, Doamne, vânt nebun, un oi plânge, altul geme, așteptând pe Moș Crăciun. Au făcut pariu noapte, lerui, Doamne, flor de lut, că de atâta nedreptate Moș Crăciun a dispărut. Eu cu cerul și pământul, lerui, Doamne, flor de nea, te rog, ascultăm cuvântul, să te întorci, măria ta. La copii nu vreau să fie, lerui, Doamne, ochii triști. Eu te-au pus în poezie, drept dovadă că existi. Și colind de la ferestre, lerui, Doamne, lemn de soi, știu că moșul nu-i poveste, că e mai real ca noi. Lasă-i, Doamne, să viseze, lerui, ler pruncului sfânt, lumea să o lumineze, Iisus bradul pe pământ. Pe gura ta ninge cu buze și mângâieri pe trupul tău, pe sân ca două albe frunze, acolo doarme gândul meu. Și te iubesc senin în zăpadă cu viscul din pieptul tău, lăsând iubirea să se vadă
prin iarna sufletului meu. Și vă iubesc, lacrimi de gheață, pe râuri reci de ochi plutind, prin sânge dragostea se înalță, trecând prin mine, fulguind. Zăpadă tainică făptură, ce vii și treci din an în an, ca să dai timpul în măsură și viselor cât un ocean, vii câteodată cu tristețe și ninci pe genele cuiva și ninci cu mere pădurețe, albind pe nu, acrind pe da. În nopți cu sărbători timbrate, tu ninci cu dor nevindecat. Zăpada de singurătate, fereastra cerului a spart. Și las deschisă poarta vieții, în mine norii tăi să încapă și amintirea tinereții s-o speli cu fulgii tăi de apă. Și pentru că nu s-au uitat așa repede, pentru că au fost foarte, foarte recente sărbătorile în care ne-am simțit mai român decât altă dată. Pentru că poporul acesta a reușit să facă o Românie mare, chiar dacă i-ar fi trebuit să fie și mai mare. Șerfindu-se, lăsându-și să curgă sângele pe câmpurile de luptă, vă rog să-mi permite să evoc în versul un episod, imaginar evident, din războiul pentru neatârnarea acestui popor. Toznesc copacii, sufli în pumn. Doamne, înghețăm cu toții aluneci, cazi și teretici pinți de frica morții. Mai cad ostea. A cui să fie poate a lui Gheorghe, o bincară care își dărește ciutul trist că nu mai plimbă boii carul. Deodată sus se spar rachete. Uf, Doamne, ce s-o fi întâmplat? Ca să gândesc numai vreme, s-a odunat un scurt culcat. Pământul brațele-și deschise ca să ne apere de vânt. Uf, Doamne, tare mai miroase a praf de pușcă, a mormânt. Ce vânt nebun, ce vântul patar. Parcă totul și-a încetat. Un caporal de lens se apropie, ceva ușor era purtat. Da, nu-i nimic ce dacă-s mulți, vă cer băieți multă virtute, să mă ascultați ca întotdeauna. Ce naiba, sunt doar vreo 300 și noi, vreo 23, s-aud un strigăt. Înainte! Ne-am avântat ca niște lei, purtând în piept un dor fierbinte, uitând de foame și de frig, uitând de slujbe, de părinte, să-i fi văzut cum strigau toți, tot înainte! Înainte! Nu te înțeleg. Așa vrei tu să-mi stai și pe mâna moartă. Mai bine du-te, porumbele, și adă-n pansament și apă și spune-n drumul tău la lume când satul mare și care cu trupie de grâu și pace n-am dăruit toți. 23. Poezia se cheamă A fost 23. Eu știu că a început să vă placă, dar e referis pentru că absolut firesc. În sală sunt oameni de cultură, sunt mulți profesori, iar și directori de școli, sunt și cadre în rezerve de la Poliția Română,
cadre prezente în poliția română. Sunt și ingineri, sunt și fotografi, sunt și ziariști. Domnul Sârghe e primul înaintaș, parcă cu linia întâi, nu? Prima care a apărut aici după acea zisă revoluție. O văd și pe doamna directoare în umbră de la Artiso, cum se spune la aici, la... Da. Așa. Văd și VGT-ul, cuplu de la, nu că vegetează, de la TV Olt, da? Acolo îl văd pe Geo Pițulescu, un foarte bun ziarist și fotograf, care foarte de curând a lansat un album foto privind istoria Slatinei redată prin monumente istorice. Un album extraordinar de bine pus la punct, de bine gândit și realizat, evident. Și multe, multe manifestări au fost în perioada asta la Slatina și nu cred eu că neapărat în baza centenarului. A fost un avânt în plus dat prin această sărbătorire uriașă, sărbătoare uriașă. Dar se pare că Slatina a intrat pe un nou făgaș. Îl mai busese cândva. Se ramorisă și încet, încet, cred că și prin prezența acestei instituții de aici, Centrul Cultural, manifestările de cultură, de artă, sunt mai dese și mai ales utile și mai ales bine realizate. Între aceștia aș vrea să menționez, se înscrie și următorul autor de carte, Nicolae Dingă, cu aromele clipei sale, o clipă pe care o plasează fie în vară, fie în toamnă, e frumoasă oricând, dacă o să citească această poezie, vă va convinge. Are o prefață și îmi pare rău, regret că nu este autoare aici, doamna Mihaela Rădulescu, o prefață care cuprinde orizontul întreg pe care l-a avut poetul în compunerea acestor versuri. Bună seara, vă mulțumesc că ați venit să fiți alături de noi. Așa cum poate ați înțeles, noi nu am făcut o regie a acestui eveniment, sau mă rog, să nu-l contrazic pe Nicu, am făcut, dar nu așa cum trebuie. Ca dovadă că e așa și pentru a destinde atmosfera, o să vă citesc o epigramă scrisă de unul Naie de la Morunglav, nu știu cine e ăla, dar dacă aflu, vă spun și dumneavoastră. Și a intitulat-o așa, Restitutio in integrum, cu semnul întrebării și al exclamării. Și în paranteză a scris, celor care au condus, conduc și vor conduce această seară. Noi v-am ales ca să conduceți statul. Dar voi ați luat și pielea de pe noi. Când va fi vremea să predați mandatul, e musai să ne dați pielea înapoi. Și acum să revin la mine. Nu o să citesc prima poezie, pentru că nu să fie din volum. Vreau să fie în spiritul ăla patriotic și am scris ceva de 1 decembrie și țin să împărtășesc cu dumneavoastră ce am scris. Te iubesc, România. Te iubesc, România, așa tristă cum ești. Chiar și stoarsă de vlagă tot mai poți să-mi zâmbești, când de afară stau la pândă stoluri hâde de corbi, iar acasă te atacă bande tâmpe de orbi. Te iubesc, România, cu dor și cu jale. Când te știu jefuită de averile tale, de-aș putea să găsesc de la sfinți vreo putere, ți-aș stârpi toți dușmanii să te scap de durere. Te iubesc, România, maică ruptă din rai, și-ți doresc pe vecie numai bine să ai, să ai pace și tihnă mereu la hotare, neamului tău liniște
și nu destulare. Te iubesc, România, precum vreau să trăiesc. Cu sete, cu patimă, ca un prunc te iubesc. Și acum să revenim la volum, deși volumul a avut doi prefațatori, în persoana doamnei Mihaela Rădulescu și a domnului Victor Rusu. Pare rău că, din diferite motive, nu a putut să ajungă niciunul dintre dumneavoastră. Și tot pentru faptul că n-am făcut niciun fel de regie, o să rog, nu m-am consultat cu colegii, dacă ar fi ok, dacă după ce ne terminăm prezentările, cineva din sală vrea să citească din volumele noastre, cred că ar fi un lucru benefic pentru evenimentul pe care l-am făcut așa ad hoc. Nu? E posibil să fie ceva frumos. O să vă citesc. Am ales trei poezii, toate cu rimă, cu toate că scriu și universal. A intuit bine domnul Malciu poezia care a dat oarecum titlul volumului este am botezat-o Aromele și gustul clipei. Noi scriem cu răbdare în cartea vieții relicvele unui păcat sublim despre un timp al luptei și al blândeții pe care am uitat să-l mai trăim. Aprindem luminițe neînsemnate și ne mândrim că au ars suficient în trupurile noastre condamnate să ne păstreze ca un argument. Mai punem niște bine pe hârtie, mai scrijelim câte un strop de dor. Dar tot nu-mi place șaua. Am fost iabrași, dar nu m-au schimbat anii. Ascult de vorbă și resping nuiaua. Urăsc în oameni șerpi și mârlanii. Nu sunt mai bun, dar nici mai rău ca alții. Și nu-mi văd locul nici pe piedestale. Îmi duc menirea, lipsuri și talanții care mi împart ființa în părți egale. Se zbenguiește în mine un ins tânăr care îndăghesc să vreau și de aceea n-am să încep durerile să-mi număr. Îmi place clipa și iubesc femeia. Tu înzâmbești, iubito, pe sub gene când știi că tot ce am ți se cuvine în schimbul unor munci herculiene. Să mă înțelegi și să rămâi cu mine. De viața mea nu am a face o pâră, dar mi-am propus o caznă omenească. Aș vrea să las în urma mea o dâră pe care alții poate o să lărgească. Noastră, ultima, o poezie de dragoste. Ce spuneam? Încă tânăr, nu? În pragul toamnei, că suntem în pragul toamnei. Eu. Când pleci în pragul toamnei, stingheră ca o frunză, mă simt precum copacul din care ai căzut. Îmi stăruie în suflet o lacrimă confuză că n-am făcut destule să nu te fi pierdut. Teama ce fierbe în mine mă mistuie și doare când te însoțești cu păsări și pleci cu primul stol și mă cutremur ca la întâia îmbrățișare când văd la mine în suflet că locul tău e gol. Îmi pun inima în palmă și o umplu cu iubire. Trimit din ochi săruturi să-ți șteargă gândul trist și-aș vrea cu roua toamnei să-ți mângâi în neștire tristețea de pe buze și ochii de ametist.
Tu pleci cu frunza toamnei, eu mă usuc și sufăr, când pașii tăi răsună în mine triști și goi. Blestemul deznădejdii l-aș încuia într-un cufă, dai să rămâi și-aș trage și toamna înapoi. Așa cum v-am spus, dacă cineva din sală... Nicu Topoș. Trebuie să răspund unei provocări privind trilogia scrisă de la Nicolau. Nu sunt eu cel care a făcut prefața, nici cel care a făcut postfața. Vreau să vă spun trei cuvinte despre trilogie și să-mi dați voie să citesc, că am înțeles că se poate citi, nu? Da. De la autori. Da. Trilogia, iartă-mă tăcere, are trei părți, că de aia se numește trilogie. Copilărie, adolescență și viața de familistă a autoarei. Copilăria este o copilărie tristă, o copilărie care, după cum spunea și scriitorul Mihai Traistă, prezintă doar tristețe și mai puțină fericire decât la alte copilării. Probabil că a fost perioada veche, de dinainte de 89, și copilării mai vesele, dar copilăria lui Milu, cum îi spunea tatăl, Milu fiind nume de băiat, deci Ghiță Prepelea, tatăl eroinei, ar fi vrut un băiat, a avut patru fete și pentru că i s-a părut una din fete băiețoasă, i-a spus Milu. Vreau să vă spun că această trilogie nu vorbește despre autoarea Ela Nicolau sau despre Milu, sau despre... vorbește despre noi. Prezintă în trilogie Ela cu atâta eleganță viața noastră, fiecăruia. Dacă citim o pagină, ne regăsim într-o frază în trilogie. Ca să vorbești, parafrazându-l de data aceasta pe Adrian Bucurescu, pe scriitorul Adrian Bucurescu, să vorbești despre scriitoarea de la Cârchiți, cum îi spunea Adrian, trebuie în primul și în primul rând să citești trilogia. Poate că fericirea noastră totuși s-ar fi putut aprobea de stele, odată cu suflarea de pe urmă menită să ne lepede de vieți. Asta de nu s-ar fi ivit în calea noastră atâtea negre nopți și atâtea ape tulburate în care de voi, de nevoie, ne-am tot scufundat, ne-am înecat păreri de rău și le-am reinventat în chip de cruci, înfipte în adânci tenebre. Iar fericirii împrește limpezimea. Fericirea e ca o zi, lumină ce se înfilipă din puterea nopții și care prinde forță din răcoarea dimineții. Blândețea soarelui o crește și o înflorește până înspre amezile de ar și se unde începe să pălească. Mai spre apus, se ovilește să o încapă pragul de sfârșit al nemiloasei nopți ce îngrava lăcomiei o înfrândită. Și noi? În noi era o mare lăcomie după fericire, dar n-am știut să facem noaptea ca o zi, să o putem păstra spre veșnicie. Într-o sfidare temerară, i-am pus umbrelă neagră să nu pălească în arșiță, i-am pus și colorată să nu se opilească în suflu de pus. I-am pus și oală, ca de mireasă, cu gând să o amăgim și să o putem salva. Și totuși ne-am venit. Cine ar crede că fericirea poate să înrăie din ape tulburi sau mocirile? Nu și-a trăit amarul tot și nici nefericirea în agonie. Ela Nicolau, trilogia Viața mă duce. Spun că dacă cineva din sală vrea să citească din poeziile mele, liber să o facă.
Înțeleg că distinsa mea colegă de trupă și celebra noastră poetă, Corina Amonia. Da, șoferi. Da, bună seara. Drag de colegul meu, Nae de la Morunglau. A, nu? Da, a spus că scrie și versal. Eu o să citesc trei poezii, trei poeme în versal. Hocus Pocus se numește primul. Răsfoiam niște spini obtuzi de metaforă, orientați dinspre august spre absolut. Și asta îmi explica subit interesul abstract pentru zbaterea în vana clipei. Să spunem așa, aproape colocvial că făceam hocus, dar mai ales pocus, cu niște fragmente jerpelite de iluzii. Vezi, eu credeam că am, tu credeai că din potrivă, alaltă era exclusiv. Cum să-ți mărturisesc sincer opoziția ta de eroare? Ridicau în călcării de ritm, i-am cam rebel de felul său. Mai bine am să desplătesc speranța. Spre tine. Ești atât de frumoasă încât îmi vine să plâng de lăsați, să suspin de dorințe, să-mi iau inima la bătaie pentru bătăile ei aurite, să mă cer cu sufletul pentru slăbiciunile lui, să mă dezbrac de carnea asta care arde pe mine, întărâtată de poftele carnale, să o dau dracului de minte, principiile ei cu tot, și să alerg spre tine. Este sinapse. Acum stau și mă întreb care parte din eu își dorește să fie lângă tine mereu, care tandră sinapsă se muncește din greu să te țină legată lângă sufletul meu. Ce m-aș face fără tine când se scurg dimineți, când adun flori din ziua, din soare săgeți, cui i-aș da ochi din palmă și din piept fluturi veții? Cui să-i spun ce gustare toată luna lui mai, când topești mierea lumii în privirea de rai și în culoarea iubirii și în ce zâmbete dai? Acum stau și mă întreb, cum să fac să te țin cât se poate de aproape? Nici deloc, nici puțin. Cum să-ți spun că te am, dar că vreau să te obțin? Cum să fac să înțelegi că mi-ești eu feminin? Că mi-ești suflet pereche și paharul meu plin? Să alung păsări negre, să-ți fac cerul senin. Dă-mi un strop de nectar și un pic de sublim. Să trezim roibii nopții și cu ei să fugim. Tu, zeița de miere, eu, un biet heruvim. Dragii mei, pur și simplu, Corina Dașovean. Pe care i-a dedicat-o doamnei. Despre poezie vorbeam mai bine. Am observat o poliție aici. Mulți polițiști din sală. Sunt mândru, am și doi foști elevi. Am
M-a apărat sau adică, da? Aveau pile, bre, puteam să le lași. Am avut elevi foarte buni. Puținele excepții le-am dat uitării. Pentru că nu se poate pădure fără uscături. Uitați-vă la instituțiile statului și pline de uscături astea. Doamnă, Toni, scuzați, domnul Toni Nicolae Dincă, am zis câte ceva înainte de a veni dumneavoastră la microfon. L-am admirat ca elev, îi mergea mintea. Vă te merge și acum, deși zice că părul alt, așa, l-am admirat ca poet, ca scriitor, întâmplător am fost nevoit să-i scriu, m-a rugat, puteam să-l refuz, prefață la avocat, două câte, nu contează câte. Apoi l-am admirat ca actor, iar zilele trecute, tot cu ocazia centenarului, l-am admirat ca regizor și scenarist. În același timp, la aceeași piesă, Pescărușul de Cehov, foarte bine pus în scenă, foarte bine interpretat și nu pot să ascund în fața publicului, recunosc cea mai bine din cele prezente pe scenă, că au fost și Doamne, numai Domn. Mi s-a părut soția domnului Toni Dincă. Ajutat magistrat. Atât de firească a fost, atât de natural, parcă crescus acolo, în Rusia, în Siberia. Parcă avea educația de că și scena era a dumneavoastră. A fost totală. Felicitări, doamna Iaci. Așa. Și cum spuneam, din toate categoriile sociale, ce îmi pare că nu vă stau. Așa. Și e de admirat prezența, mulțumesc. E de admirat prezența dumneavoastră. Îmi pare rău că alții obligații de familie au plecat în urmă, etc. Spuneam, sunt profesor, poate foarte curând de la auzit și pe domnul profesor, teolog, Buicescu, e prezent, sunt convins că nu se va abține și îmi va zice ceva în versuri. Am văzut-o pe doamna Coca Soare, care îi mulțumesc pentru aromele florilor aduse aici. În această toamnă târzie, început de iarnă, sunt flori primăveratice sau sunt plăcute, sunt frumoase. Mulțumim că ne-a onorat cu această atenție. Acestea fiind zise, trecem la următoarea și ultima, ca să-i dăm libertate în domnilor, da? Ca să își facă de cap aici pe scenă, să plecăm cu muzica. În ritmul muzicii. A patra carte este intitulată Spițe și reportaje. Îl cunosc și pe acest domn. Marian Marciu se cheamă, da? Nu mi-a sotit, dar mi-am amintit eu. Are și dumneavoastră o prefață, bine întocmită, dacă el apreciază așa ce putem zice noi altceva, întocmită de doamna profesoară Margareta Chirițoiu, care este prezentă aici. Vă rugăm frumos, doamna. Dacă ați îndrăznit să faceți drum până în Slatina, bună seara, la microfon. Vă felicit. Mulțumesc. Să mă trăim astă seară un moment emoționant, un moment de sărbătoare, de emoție, căci patru semeni de-ai noștri, înzestrați de Dumnezeu cu har, au venit să ne bucure sufletele. Și pentru asta le mulțumesc din suflet și aplaudați. Pentru că în tumultul vieții, arta a fost și cred eu va rămâne o fereastră spre lumină, spre bucurie și spre visare. Din suflet mulțumesc de asemenea celor care
ne-au încântat sufletele cu muzica lor, căci am zburat pe notele melodiilor cântate în armonie cu literatura spre lucruri frumoase, în contrast total cu ce ne aduce viața cotidiană. Am scris un studiu cu un titlu, cred eu, semnificativ pentru lumea de azi. Gustul amar al lumii de azi și, cred eu, nu numai. Tudor Vianu scria despre Eminescu, în urma lecturării creațiilor lor poetice, că marele nostru poet, Dumnezeul nostru, cum îl numea Nichita Stănescu, redă în poezie tristețea metafizică a unui contemplativ. Din tot ce s-a lecturat aici, cred că nota profundă, esențială, este aceasta. Scrierile redau omul sub clopotul timpului și al istoriei. Și am văzut asta din ce s-a prezentat acum. Artiștii reușesc să pătrundă dincolo ce văd oamenii obișnuiți, pătrund în esențele lumii, extrag din viața trăită elemente pe care le transfigurează și le transformă într-o viață imaginată care capătă configurația cărții. Domnul Marciu Marian este scriitorul despre care am mai vorbit. M-a impresionat mult de tot pentru harul cu care conduce acțiunea operelor sale, în care implică oameni. Căci literatura exprimă viziunea scriitorului despre lume și viață. Și scriitorul este un om și el are un trup de care se îngrijește, pe care îl poartă fiecare până când sau până unde poate. Scrierile domnului Marciu din această carte, intitulată Schițe și reportaje, coboară literatura în stradă. Se știe că postmodernistul și deci postmodernismul, în calitate de curent literar, aduce în literatură biografia anodină, comună. Reacțiile și atitudinile normale, directrița exprimării, naturalețea și oralitatea exprimării, chiar colovialitatea exprimării. Domnul Malciu, în acest volum, se înscrie pe linia fiziologiilor lansate în literatura noastră din epoca pașoptistă de către Costache Negruții, de către Vasile Alexandri și chiar Mihail Bogălnician. Aduce în scrierile domniei sale o galerie întreagă de personaje, de oameni, magistrați, grefieri, femei, bărbați, contabili, parlamentari, polițiști, jandarmi. Deci, o imagine largă. De fapt, imaginea lumii în care trăim. Și interesant că în bucățile sale literare face o radiografie a societății românești din ultimii 30 de ani. Opera devine o frescă
a acestei perioade și nu numai. Pentru că anumite bucăți literare, și este foarte interesant din acest punct de vedere, aduce în fața cititorilor pagini din mitologie, din istorie, de la primordial. De exemplu, într-o schiță, Curiozitatea nu ucide, aduce în prim plan cuplul primordial, Adam și Eva. Face dumnealui o demonstrație ideatică foarte interesantă, un punct de vedere cu care eu nu sunt de acord, dar întregul volum este construit pe principiul unitate în diversitate și pentru asta mă felicit că pot să spun că am avut și altă părere. Eu cred despre acest mit și anume despre momentul izgonirea din rai, că această izgonire nu aparține numai primilor doi oameni, ci tuturor oamenilor care au venit după aceea. Căci izgonirea din rai înseamnă, de fapt, momentul în care omul devine conștient de trupul său, devine conștient de ce este în jurul său și devine la fel de trist ca în fiecare zi. Oricât ne-am bucura știind că ne naștem să murim, devenim metafizici, devenim triști. Ori, luând în stăpânire trupul, ca niște sclavi, trebuie să ne îngrijim că și ne joacă tot felul de feste. Și iată omul de ce este, de ce are o condiție tragică. Domnia sa, domnul Malciu, tratează un alt punct de vedere și anume, o aduce pe Eva, stăpânită de microbul curiozității și crede că aceasta s-a lăsat ispitită de șarpe, poate și din curiozitate, și a mușcat. Și l-a determinat și pe Adam să muște. Interesant. Poate fi vorba despre vina Evei pentru mușcătura lui Adam? Aduce și o altă problemă. Că Adam a mușcat la îndemnul Evei pentru că avea o încredere totală în femeie, în femeia lui. Și s-a lăsat pe mâna ei. Iar spun interesant, dar cât de adevărat poate fi acest lucru, știind fiind faptul că omul, bărbatul, este, după cum se spunea, în timp eu nu mai cred în această idee, superior femeii. Cred cu toată puterea mea în egalitatea de șanse. Și cred că Adam a mușcat prins de vârtejul dragostei. Și poate și pentru că nu gândeau. Ei au fost lansați în rai să trăiască, să se mulțească, dar atenție, o provocare la dumneavoastră. Li s-a pus o interdicție. Care este aceea? Să nu muște din pomul cunoașterii. Mă întreb, eu ca ființă umană, și vă întreb și pe dumneavoastră, de ce ni s-a pus o interdicție? De ce la părinții noștri, primordial, ni s-a pus această interdicție? Suntem născuți din dragoste și liberi, așa se spune. Și totuși
cenzura venea sau vine de demult. Atât la această schiță. Continui prezentarea volumului. Sunt schițe în care autorul se oprește, de exemplu, la figura parlamentarului, deputatului. Una dintre schițe care, de fapt, deschide volumul se numește cu gândul la ziua de mâine. Dar aceasta și încă vreo 3, dacă nu 4, au aceleași personaje sau același tip, parlamentarul, da. În prima este vorba de un de Nea Grigore, un parlamentar care în trecut, pe timpul lui Ceaușescu, fusese tot șef. Șeful, deci de ce aduc în vizor această schiță? Pentru că, așa cum se spune și în popor, ca să cunoști un om, pune-l într-o funcție. Atunci îți vei da seama ce hram poartă. E, acest om devine șef și din orgoliul funcției devine un robot al ședințelor. Ținea 3-4 ședințe pe zi și chiar minute de ședințe. Și chiar atunci când își invita subalternii la o țuică, să zic, el tot rupea din momentul acela și făcea o ședință. Tovarășul, toașul Grigore, cum îi spune autorul, devine în democrație domnule lider de partid. Ia câte două sintagme care definesc omul în cele două societăți. Societatea comunistă și democratică. Ce demonstrează schița? Că se comportă la fel, că a devenit un robot, că funcția degradează, că funcția dezumanizează pe unii oameni. Nu știu dacă, după lectura cărții, există și oameni pe care funcția îi lasă întregi. Îi lasă oameni, căci indiferent pe ce scară urci, ar trebui lumina din tine să rămână lumina. Da? Căci după mine ați îmbogăți mintea, ați bucura sufletul și a-l învălui în milă, ca într-un aluat, sunt valorile esențiale ale lumii, indiferent că e trecută sau indiferent că e prezentă sau viitoare. Apoi, în alte proze spuneam, domnia sa creează un cuplu. Un cuplu, Conul Costache și domnul Costică. Conul Costache fost parlamentar, domnul Costică contabil. Un biet contabil îl numește autorul. Cei doi, de fapt, o foarte mare parte din schițele domniei sale realizează adevărate dezbateri de idei, confruntări de idei extraordinar de interesant. Cartea este de o valoare extraordinară. De ce? În primul rând, are proze scurte și cititorul o citește cu plăcere, pentru că una e să citești romane de 1000 de pagini sau de 300 sau de 200 și mai mult la modă sunt prozele scurte. Dar sunt importante, cred eu, și foarte de valoare, pentru că autorul surprinde în câteva pagini esența lumii. E, aceste două personaje opuse la pregătire, parlamentarul agramat, parlamentarul superficial, grosolan, zgârcit, de o aroganță ieșită din comun, și incult, ignorant. Ajunge să dialogheze cu, acum erau pensionari, da? Foști colegi de școală,
cu domnul Costic, cu domnul Costică, care și-a adunase în timp pe ființa lui cultură, educație, frumusețe. Autorul pune față în față personajele pentru a evidenția așa da, așa nu. Adevărate lecții de viață pe care le poți lua din această carte. Dar ce este și mai important în această carte este naturalița exprimării. Este oralitatea. Autorul are o rostire directă, ca în graiul vin popular. Da? Merge în acest sens pe linia lui Creangă, lui Caragiale, despre care se spune că a adus un model de vorbire autentică, sinceră și naturală, și chiar pe linia lui Marin Preda. O altă schiță care aduce în prim plan ironia, umorul tolerant și chiar comicul, este divorț. Divorț este foarte importantă pentru ubicuitatea comicului, care te poartă de la un zâmbet discret, la o frunte descrețită, până la râsul cu lacrimă. Am să vă povestesc pe scurt. Cu ocazia asta intră în lumea magistraților, plină de dosare, aglomerată, pe care o știți din presă. Și în sfârșit, la ordinea de zi, se judecă o acțiune de divorț. Safta Vasile, Safta Florica, soții. Ea fusese 3 ani în străinătate, își neglijase familia și soțul deschide acțiune de divorț pentru că îi neglijase și pe copii și pe el. Ce este interesant, ridicolul la care se ajunge până și în cel mai intim registru al ființei noastre umane, dragostea. Dragostea care și ea este efemeră ca toată ființa noastră. Căci Safta Vasile îți spune cuvântul, iar judecătorul o întreabă. Iată ce a spus soțul, ce părere aveți, divorțat sau nu? Eu nu am bărbat de divorțat. Și atunci soțul insistă, eu nu mai pot trăi cu această persoană. Și ea zice, eu n-am soț de lăsat. Și atunci judecătorul nervos zice, să vină martorii. Și apare prietenul lor, cel mai bun al soțului, vecin de casă. Întrebat acesta ce știe despre problema respectivă, spune că nu prea multe. Știe că au mai avut certuri, dar nu prea multe. Dar pot să vă spun ceva. Eu cu Pârâta am trăit 4 ani. Prietenul lui rămâne consternat, șocat, efectiv, ridică pumnul. O întreabă judecătorul și el șocat, dar se poate așa ceva, prietenul cel mai bun? Da, o întreabă și pe ea. Ce părere aveți despre cele spuse de martor? Da, domnule judecător, am trăit acum 7 ani cu el timp de 4 ani. Cum ai fost amanta prietenului vostru? Da. La care ridicolul situației, amantul, fostul amant, declară. Da, domnule judecător, eu o iubesc și acum. Și dacă nu mai primește soțul, eu o iau eu. Deci, iată ridicolul unei situații pe care o întâlnim frecvent la ora actuală. Am ținut cu orice preț să spun aceste lucruri ca să înțelegeți că literatura domnului Malciu pătrunde în realitatea cotidiană, în viața noastră de toate zilele și aduce fapte, întâmplări, situații în care te recunoști sau pe care le vezi lângă tine. Și cred eu că
Astea sunt foarte necesare pentru cunoașterea lumii și pentru cunoașterea ta ca ființă umană, că numai ancorându-te în cunoașterea vieții altora, te aprofundezi pe tine. O altă schiță care m-a impresionat prin cunoașterea omului simplu, se numește De ale Bisericii. Da, termin, da. De ale Bisericii, la care discută mai multe femei despre cum ar putea să îndrepte relele lumii prin biserică. Ajung ele la concluzia că acatistul, spovedania, rugăciunea ar fi metodele care, prin care am putea îndrepta relele lumii și prin care noi ne-am vindecat sufletește. Contrastul dintre gândurile lor și realitatea vieții este că una dintre femei spune: dar de ce să mă spovedesc dacă și preotul este om ca mine? Deci, am adus câteva subiecte în prim plan, fără să citesc literatură de aici, să fiți siguri că știu să citesc, numai ca să vă provoc la o lectură a volumului respectiv, profund și plin de lecții de viață, care te bucură pentru modul în care viața trăită devine operă literară și te întristează pentru toate cele lumești și mai ales pentru faptul că omul trăiește în urcări și coborâri. Am încheiat studiul meu cu o replică. De ce nu pot să nu știu? De ce nu pot să văd? De ce nu pot să aud? Da. Adică atâtea suferințe trăim toți, că suntem diferiți, care ne izbesc pe fiecare și poate uneori simți nevoia să nu știi de ele, că te întristezi prea rău. Vă mulțumesc din suflet! Explicația este una dintre metodele de învățământ. E firesc să te pure, să te... Despre această carte, dacă mai are cineva dorința, poftim, doamnă domnișoară, așa. Doamna profesoară Pizulescu mi-a atras atenția la ceea ce am uitat eu. Să mă ierte doamna Dașoveanu cu referire la poezie. Domnul din că l-am lăudat și îl laud și îl apreciez. Trece prin toate registrele, prin toate curentele, prin toate formele în care s-au manifestat poeții, înainte de a fi, eu știu, clasici, apoi moderniști, au ajuns până la urmă ultramoderniști, cum se le mai zic. Dar cei care s-au respectat, au respectat poezia în sine, au trecut la timpurile respective, dar cu respect față de gramatica limbii române, cu respect față de regulile de punctuație. Pentru că eu cel puțin nu sunt de acord ca acești noi poeți, Facebook-ul e plin de poetese și poeți, care nu mai știu să scrie cu litere mare, cel puțin la început de poezie, nu mai știu să pună virgulă când nu există, nici semne de exclamare sau mai știu ce, nici diacritice, nici nimic. Și îmi spune cineva printre altele, am avut o discuție mai aprinsă pe chat, că cititorul e dator să spună virgula unde-i convine. Păi știu, se spune, dar eu vin cu întrebarea.
Pentru cine scrie acest autor de poezie? Poezia are farmec atunci când are o armonie totală, când devine muzicală, când nu se uită. Are un farmec total pentru că dă cititorului posibilitatea să înțeleagă. Sunt fraze, fraze principale, celelalte secundare. Pe unele secundare devine aceea secundară importantă în fraza cea mare. Cuvintele la fel, cu toate formele lor, că sunt atribute, că sunt complemente, sau mai, au rolul lor. Și dacă semnul de punctuație nu l-a subliniat pe acel rol, cititorul nu înțelege, să știți. Mai ales că, așa cum e așternută ca un fel de proză, turnată acolo pe pagină, fără virgulă, fără punct, fără nimic, de ce nu scrie povestire și cu asta, basta? Domnul Manciu, mă scuzați. Nu, nu. De ce trebuia să vă ier și vă ier? Mi-ați amintit că am văzut că scrieți așa. Nu scriu așa. Din dragoste de limba română, pun toate semnele de punctuație și toate semnele diacritice. Vă rog să vă uitați. Bine, scuze, înseamnă că am confundat personalul. Da, era tot acriță aici. Da. Bun. Cam asta despre poezie. La domnul Dincă n-am găsit așa ceva. El are respect față de limbă, față de gramatică, față de punctuație. Are respect față de țară, față de nație. În scrierile sale, fie dramaturg, fie poet, fie scriitor, respectă aceste valori. Neamul românesc, continuitatea de limbă și de neam a poporului român. Și atunci, cu mare plăcere, ascult și muzica, ascult și versurile, domnul formația Arhai, dacă nu mă înșel după trilogia Doamnei, au compoziții muzicale și cred că ni le vor oferi, să nu-i lăsăm să mai aștepte doamna Coca, Ecaterina Soare. Comisarea este în Liga Scriitorilor, filiala OT. Ne întâlnim la lansări de carte genul ăsta mai restrâns sau mai lărgit decât aici. Mai vine și da, domnul Sârghie pe la noi. Mai, așa mai departe. Da, haide, de vină. Da. Ce-aș putea să vă mai vorbesc după ce ne-a spus foarte, foarte multe despre carte, doamna profesoară Margareta. Am lecturat și eu această carte ieri, La capo alpine, cu foarte multă atenție. Uite și reportaje a domnului Marian Malciu. Este o carte micuță, cochetă, dar ca o bijuterie. Lecturând-o, îți dai seama și vă veți da și dumneavoastră seama, dumneavoastră, și vă veți da seama de valoarea acestui cărți. Mie nu-mi rămâne acum decât să vă fac un rezumat, o recenzie rezumativă în privința acestei cărți. Și reportaje de Marian Marciu, autor al unei opere pe cât pare de modestă în intenții, pe atât de distinsă și naturală, Marian Marciu mi se dezvăluie în scrisul său cu frământările, cu preocupările, cu sensibilitatea și pasiunile cel de tine. Peceta personalității sale transpare presupunere. În impresiile despre locul și oamenii din aceste vreme, în pasiunea cu care respinge atitudinile retrograde în fond, credând pentru înnoiri sociale și respectul aceste caracteristici se regăsesc în cele 18 scrise și reportaje cu
prinse între copertele acestei cărți, după cum urmează. Cu gândul, eu doar le voi enumera, cu gândul la ziua de mâine, divor, tale bisericii, alte știri, știri generale divine în impera, la spovedit, tale poliție, instructaj meticulos, o zi plină de grave contradicții, pe cine să votez, domnule, vreme grea în vremuri grele, cei cu dragobetele ăsta vre, deliciul mini-concediilor, pardon, actor fără valoare, curiozitatea nu ucide, despre viciile vieții mele, ferițime de alt, săptămâna și săptămâna opiniile și sentimentele exprimate în aceste capitole fac dovada unei minți pătrunzătoare, a unui suflet care vibrează de dragoste pentru destinele țării, pentru acest popor nedreptățit. Autorul scrie o pleiadă de tipologii umane care, în majoritatea lor, ilustrează lumea negativă a vremii de astăzi, care ignoră stabilitatea poporului. Puși parlamentari, colocostații în antigore, un bies contabil, jocul costică, oameni simpli, ori magistrați, politici și așa mai departe, personaje corespunzătoare situațiilor și locurilor în care își desfășoară statutul lucrativ. Personajele create în aceste opere sunt ilustrate în mod obiectiv, conform rolilor exprimate, nelipsind sarcasmul și satira acestei tipologii de scriere. Nu vreau să intru în amănunte de acest gen, fiecare cititor se va amuza, ori răzvrăti atunci când va lectura inedita operă schițe și reportaje autorului Marciu Marian. Scrisul său beneficiază de un farmec și o aderime proprii, doar omului capabil să împărtășească și altora gânduri totdeauna reale, trăite, văzute, constatate, ori trase din exercitarea acelei aptitudini absolut dezinteresată la autor, bun observator al totului din jur, de altfel ca un psiholog, ca un moralist, ca un memorialist și ca un artist totodată în conformitate cu epoca română post-decembristă. Aș vrea că e timpul ăsta să ne descoase. I'm
frumoților la țară. Versul Ion Mărginianu, o cântec care se găsește pe primul album. Noi suntem la al nouălea album. Nu am adus niciun album acum la Slatina. O să revenim într-un concert cu Dumitru Sârghe. Așa am înțeles. Ne-am înțeles cu Dumitru. Atunci vom aduce și vom lansa și CD-ul, pentru că acum se lansează multe cărți și am zis să nu încurcăm în lansarea de CD-ul cu lansarea de cărți. Plecarea emoțiilor la țară!
mulțumire.